Doamnelor și domnilor, am revenit din pauza de publicitate și începem partea a doua a ediției de astăzi, vorbind despre un eveniment extrem de interesant care va avea loc în perioada 11-12 septembrie. Este vorba despre Maximum Rock Festival 2021, festival care se va desfășura la Arenele Romane din București. Despre tot ceea ce ține de acest festival și la ce urmează să ne așteptăm, vom încerca să aflăm în această după-amiază, chiar de la directorul festivalului, de la Nelu Brândușan, fondator și director al festivalului Maximum Rock Festival. Nu l-avem în platou, ci prin telefon. Bun venit! Bine v-am găsit, rămâna și bună ziua la cei care ne urmăresc! Bună ziua! Cum e să faci un festival după o perioadă de pauză cauzată de pandemia asta nenorocită de coronavirus, care pare să nu se mai termine? Da, noi abia așteptăm să-l facem. Acum a durat, să zic așa, o pauză, pentru că vrei, nu vrei, trebuie să intri în horă cu ce se întâmplă. De organizat, să zic așa, dacă stăm și discutăm strict de partea organizatorică, este destul de greu, pentru că sunt de respectat tot felul de acte normative, trebuie lua legătura cu formații, trebuie să te îngrijești de foarte multe probleme astfel încât evenimentul să iasă așa cum trebuie, cum ți-l dorești. Dar, să zic așa, bucuria de a face un eveniment cu muzica pe care, să zic, o adori, muzica ce-ți place, să zic așa, este, să zic așa, sunt niște simțiri pe care, sau trăiri pe care doar cei care organizează pot să le înțeleagă, să zic așa. Ne simțim foarte bine după un eveniment. Cine cântă, din ce se poate divulga? Cine cântă, dar cred că se poate divulga totuși. Da, cum se face intrarea? Da, programul este anunțat deja oficial, chiar și pe zile. Deci avem două zile, pe data de 11 septembrie, îi avem pe cei de la Epica ca și headliner din Olanda, Therion, care au mai fost de câteva ori în România și am avut numai concerte sold out. Deci Epica, Therion, Orphanland și mai avem câteva, încă două formații, una din Bulgaria și una din Israel. Iar pe data de 13 septembrie avem Eluveiti din Elveția ca și headliner, Dirty Shirt ca și co-headliner din România, maramureșenii noștri, și mai avem o altă formație din România, Riot Monk, și încă o formație din Suedia, Lok Vostok. Biletele se pot achiziționa, cei care doresc să-și achiziționeze pot achiziționa sau abonamente sau bilete pe zi. Sunt disponibile pe platforma de ticketing ambilet.ro. Vor fi disponibile și la acces în acest moment, pentru că mulți se întreabă ce mai e și cu coronavirusul, COVID-ul, ce se întâmplă, cum se întâmplă și așa. Normal că noi trebuie să respectăm legislația actuală. În momentul de față s-au pus în vânzare doar 2500 de abonamente sau bilete pe zi, cum ar veni, și pot participa doar cei care sunt vaccinați sau cei care prezintă un test. Cei care din diferite motive nu s-au vaccinat până acum sau nu, așa, vor avea posibilitatea să facă un test chiar și la acces. Vom avea acolo un personal medical care o să facă niște teste și cel care este, vorba aia, fără COVID, fără simptome, vor putea să participe. În ceea ce privește masca, se poartă mască, accesul e cu sau fără? Nu, va fi fără mască. Fără mască. Deci în incintă, după ce noi ne vedem clar că nu ești virusat, vorba aia, poți intra și poți să stai fără mască. Deci acolo nu este o problemă. Cât costă abonamentele și biletele? În momentul de față, un abonament este 279 de lei, deci pentru două zile, și 179 de lei pe zi. Iar în ziua concertului, acestea sunt mai scumpe, nu mai știu exact, dar sunt puțin mai scumpe. Așa că cei care doresc sunt sfătuiți să își achiziționeze acum bilet sau abonament. Cei care și-au achiziționat și nu doresc să mai participe din diferite motive vor putea să folosească acest bilet sau abonament pentru ediția de anul viitor.
Ce trebuie să mai știe cei care vor să participe la spectacole în ambele zile de concert? E foarte interesant și important, să zic așa, faptul că în cele două zile de festival avem 5 formații care își vor prezenta oficial noile albume. E vorba de Epica, de Therion, de Orphanland, de... nici nu mai știu cine, să zic așa. Deci sunt 5 formații care își prezintă oficial albumele. Vom avea diferite standuri, începând de la tricouri, deci tot ce ține de merchandise. Vom avea standuri de pentru mâncare, cei care doresc să mănânce la locație, deci nu o să fie problemă. Vom avea clătite, vom avea dulciuri, vom avea de toate, berea, vorba aia o punem de acum la rece, să fie rece. În rest, trebuie să vină doar cu chef de concert, pentru că după atâta pauză, cred că toți avem chef de câte un concert, câte un festival. Cu siguranță toți avem chef și eu sper să umpleți sala la maximum, din cât se poate la maximum, că nu mai putem vorbi despre maximum în zilele astea. Da, este foarte important, deci știu dacă până la această ediție noi am avut evenimentul Arenele Romane în cort, în octombrie, noi am mutat acum evenimentul vara și va fi open air, deci va fi vorba aia cu mult soare, să sperăm că avem mult soare și o să fie ok. Doamne ajută să fie soare, dar să nu fie prea caniculă, știi? Că e important și asta. Da, pentru că, na, se știe. Dar vom avea zone unde oamenii o să poată sta sub prelate, sub pavilioane, deci vor fi niște zone amenajate în acest sens. Mulțumim tare, tare mult! Vă dorim mult succes să iasă evenimentul exact așa cum v-ați propus voi toți cei care ați pus umărul să-l organizați și poate ne auzim și după să vedem ce s-a întâmplat acolo. Absolut, vă mulțumesc și eu și nu uitați, mult noroc și chef de rock! Mulțumim tare, tare mult! A fost prin legătură telefonică directă cu noi Nelu Brândușan, fondatorul și directorul Maximum Rock Festival din București de această dată, era să spun din Iași. Și de la rock ajungem la motorsport, pentru că cumva așa se leagă lucrurile în ediția de astăzi. Rămânem tot la varianta de versuri. De la poezie în prima parte, la rock în a doua parte și tot poezie facem și mai departe, dacă o să reușim. Și vorbim despre motorsport și despre conducere defensivă, despre mai multe lucruri interesante în ce ne-a mai rămas din ediția de astăzi, împreună cu prietenul emisiunii noastre de acum, Dicu Dacian Nicolae, care a revenit în platou. Îi mulțumim tare mult și urăm bun revenit! Bine v-am găsit! Cum e vara? La volan! Călduroasă! Călduroasă. Umezeală mare, foarte cald, foarte fierbinte jos, deci intrăm direct în subiect. Da. Trebuie anvelope potrivite. Din păcate, constat în fiecare zi că sunt încă cetățeni întârziați, de pandemie probabil, care încă folosesc cauciucuri de iarnă în condițiile în care la sol avem în jur de 60-70 de grade. Asta, practic, e ca și cum te-ai dat pe gheață cu săniuța. Sfatul meu e să nu se mai întâmple lucrurile astea și poate oamenii se vor educa într-un sfârșit să facă așa cum trebuie, cum scrie la carte, vara cu cauciucuri de vară, iarna cu cauciucuri de iarnă. Și nu invers. Pentru că orice sumă de bani sau orice ar fi viața noastră sau a celor din jur, e mai important decât orice sumă de bani. Da, vezi că sunt mulți care se păcălesc considerând că acele plus de pe anvelopă înseamnă că pot circula tot timpul anului lejer, fără niciun fel de problemă. Noi cred că am mai discutat povestea asta și cred că și povestea aia de pe anumite anvelope făcute undeva unde ninge foarte mult, scriind plus pe ele, gata de vară. Da, într-adevăr, plus sunt niște anvelope foarte bune dacă am avea, să zicem, condițiile climaterice din nordul Finlandei, actuale de vară, unde ai, nu știu, temperatura nu depășește 25 de grade și e multă umezeală la sol. Dacă mergem pe asfalt uscat cu gume M+S, nu e bine, pentru că ele sunt făcute dintr-un material mai dens în cauciuc natural și odată încălzite pe stradă, pe suprafață de rulare care este fierbinte, se distrug.
practic se distrug și moral și fizic. Pentru că ciclul ăsta, încălzire, răcire, încălzire, răcire, extrem, în sensul că ele ajung probabil, nu știu, la 90 de grade sau, eu știu, poate chiar mai sus, mergând cu ele pe uscat și răcindu-se seara și iarăși a doua zi la fel, în ciclurile astea 100 de zile, să zicem, cât ține vara, vă dați seama, când ajungem în octombrie, nu mai avem ce face cu ele. Nici pe apă, nici pe uscat, nici pe nimic, nu mai vorbim de zăpadă. Deși sunt, între ghilimele, specialiști care le folosesc și iarna, că au zis că mașina merge și iarna, cauciucurile astea. Într-adevăr, merge. Pentru că mașina, având 4x4 sau diferențial blocant spate, împinge spatele și ai senzația că mergi, da? De fapt, e o pseudo 4x4 pentru că aderența la sol e minimă. Merge mașina din inerție. Problema se pune când frânăm și când coborâm o pantă. Atunci vedem cu adevărat valoarea anvelopei. Și cu asta închei. Dacă mergem respectând legal regulamentul de circulație și frânăm de urgență, clar, cu anvelope de calitate, ne putem opri în distanța optimă. Restul e cancan. Frânăm sau nu frânăm? Pentru că în fiecare zi când mă trezesc, mai citesc despre un accident. Măcar unul, dacă nu. Și până adorm, mai sunt vreo 5-6. Din păcate. Din păcate, da, frânăm doar dacă e nevoie. Sau e situație de urgență. În rest, eu zic că o atitudine corectă la volan este să mergem constant cu o viteză care să ne permită să ne oprim în siguranță. Și nu în altul. Și nu în altul sau în cel din față sau în lanț, cum s-a întâmplat săptămâna trecută pe celebra autostradă spre litoral, unde mai mulți concetățeni de ai noștri care au ignorat banala regula celor 2 secunde și mi-au mers, nu știu, fund în fund sau nu știu cum să mă exprim ca să nu... Spoiler în spoiler. Creiem animozități. n-au făcut decât să izbească unii în alții pe o lungime de, nu știu, 5-6 km și să facă varză o sumedenie de mașini. Spre norocul lor, nicio victimă. Incredibil. Dar cu multe daune din punct de vedere tehnic, fizic, moral al mașinilor. Bare, faruri, capote îndoite. Bine, acum știi că e vorba aia din popor care spune, lasă-o, că-i tablă, tabla se îndoaie, se întinde, se îndreaptă, se... Bine că n-ai pățit tu nimic. Da, este adevărat. De principiu ăsta cred că au funcționat. Nu știu dacă a fost vreun principiu acolo. Eu cred că acolo a fost pur și simplu indolență. Părerea mea. Versus ce s-a întâmplat, după cum ați văzut, în weekendul care a trecut, accidentul de la Răcăciuni, de la Bacău, unde, din păcate, niște factori disturbanți, ca să nu zic altfel, în speță, intrare pe contrasens, volan pe dreapta, mașini supraîncărcate, lipsa portului centurii de siguranță a adus, probabil a dus pe portativ, ca să nu spun altfel, probabil cel mai dur sau cel mai grav accident de circulație din ultima vreme din zona Moldovei, cu 7 morți și 7 răniți grav în 2 mașini. Ce se întâmplă? Cred că și căldura asta nebună și condițiile de trafic la fel de nebune de la noi, coroborate cu lipsa frânilor care trebuiesc, cu lipsa anvelopilor, cu lipsa de asigurare, având volan pe dreapta și circulând în trafic cu volan pe stânga, au dus, duc și vor duce în continuare la întâmplarea acestor accidente, din păcate, foarte grave. Chiar și ieri, pe același drum, dar în partea asta altă de Bacău, a mai fost un accident la fel de grav. 3-4 tineri au intrat cu un combi direct într-un copac, 3 decedați, unul rănit grav. Nici nu mai știi cum să judeci lucrurile. Eu cred că partea de prevenție a poliției rutiere trebuie intensificată și cred eu că trebuie umblat clar la legislație și impuse niște amenzi usturătoare legate de regimul de viteză și clar schimbarea condițiilor de trafic, în sensul că 100% nu trebuie alte drumuri. Și clar, 100% sau 1000% și o altă atitudine a conducătorilor auto, o altă disciplină și legislație rutieră care să nu mai ne aducă
noi România pe primul loc în clasamentul neoficial al morților pe șosele. Din păcate se întâmplă asta și se pare că autostrăzile Moldovei, atât cele susținute de partea din Bacău și cele din, susținute din partea din Iași, lasă deocamdată de dorit, se așteaptă încă nu știu ce. Văd diverse promisiuni făcute prin anumite canale media. Promisiunile au decenii de acum, de când dar din ce mi-amintesc eu, studiul de fezabilitate a autostrăzii Moldovei e făcut din 2011. Au trecut 10 ani, nu? A puțin expirat. În 10 ani cred că sunt mii de morți pe drumurile astea, DN28A, 28B, Iași-Vaslui, Iași-Bacău, Iași-Pașcani, Iași, nu știu. Bine, dar uite, eu o să-ți dau un contraexemplu acum. Ne plângem că n-avem autostrăzi, iar băieții ăștia de prin sud care au autostrăzi merg pe contrasens. Da, am văzut. E și aici o discuție. Și am văzut multe interviuri cu acești... Adică trebuie să ne și spună cum trebuie să le utilizăm, știi? Cu acești specialiști care cred că știu să utilizeze autostrada, dar făcând așa ei o românească, cum se zice la noi, s-au gândit ei că decât să stea în trafic o jumătate de oră, o oră, să aștepte să se elibereze intrarea sau ieșirea din autostradă spre Constanța sau dinspre Constanța, mai bine o iau pe contrasens și se întorc înapoi pe bucata cealaltă care merge spre București sau spre Mangalia. Eu cred că aici e chestie de, pur și simplu, de indolență. Și clar s-a văzut că nu există supraveghere pe autostradă. Fă așa ceva în orice țară civilizată din lumea asta, să mergi 5 metri pe contrasens, să vedeți ce se întâmplă. Păi de-aia zic, eu cred că noi nici nu merităm autostrăzile astea. Cred că nu le merităm în mare parte, dar cred că și poliția autostrăzi trebuie să-și facă treaba. În sensul că dacă i-ai prins, trebuie să le, nu știu, să le confiși mașinile, să le iei permisele pentru 10 ani și la revedere. Asta e ca și cum ai ieșit cu cuțitul pe stradă. Cum să mergi pe autostradă pe contrasens? Incredibil. Lucrurile astea nu se fac decât, hai să spunem, printr-o excepție, de către o salvare sau o mașină de poliție sau o mașină de pompieri care merge la un eveniment și fiind blocat traficul pe celălalt sens, merge pe ăsta anunțat cumva. Da? Nu așa, ne-am gândit noi să nu mai mergem la plajă și gata, facem circulație pe contrasens. Clar, acolo trebuie anulate permise, luat mașini și a doua oară vă garantez eu cum se mai întâmplă. Dacă aplicăm legea, dacă lăsăm așa să râncezească lucrurile, o să vedem și alte tragedii legate de treaba asta. Mai avem doar 3 minuțele și aș vrea să ne întoarcem un pic în capitala Moldovei, la Iași, în, mai exact în zona Cugnicolina, acolo unde, mai nou, avem o pistă specială pentru transportul în comun, o bandă întreagă. Este sau nu este un lucru bun? Vreau să vă spun părerea mea, nu vreau să fiu eu părerolog sau habarnist. Eu cred că cine a luat hotărârea să facă treaba asta, ori nebun, ori nebun. Nu poți să faci în traficul ieșean așa ceva, în condițiile în care tu și cu trei benzi ai un trafic infernal acolo. La intrare în Iași, dinspre toată zona aia, Dimitrovă, Miroslava, Horpaz, Lunga Cetățuii, dimineața și invers seara, în momentul în care da, faci lucrul ăsta când există o fluidizare a traficului, când ai variante pe care poți devia traficul și să-l împarți. Da, de pe un bulevard cu 6 benzi, 3 dus, 3 întors, când te desparți în alte 2-3 străzi care pot face accesul și dinspre și înspre Iași într-un nivel de trafic decent, da, poți să faci o bandă de urgență doar pentru biciclete sau doar pentru autobuze. Fără discuție că da. În principiu, hotărârea asta nu este greșită. Nu spun rea sau bună, greșită. Dar trebuia gândită în momentul în care avem o împărțire a traficului. Punct. Și mă opresc aici. Că vreau să vă vorbesc și despre motorsport. Te rog. Mai avem 2 minute. Da, luna august va debuta pentru clubul nostru cu 2 curse foarte frumoase. Una de VTM, adică viteză în coastă, la Valea Uzului, unde vom fi prezenți în premieră cu noul automobil de concurs achiziționat în intersezon, ca să zic așa. Și unde va participa colegul meu, Adi, în premieră la coastă cu ea. Și imediat în următoarea săptămână, împreună la Deva, în campionatul de Super Rally, unde iarăși vom fi alături de cei 35 de combatanți aleși pe sprânceană de Mihai Leu,
colegul nostru, campionul național de raliu și de box, care organizează acest campionat și care, vedeți, și împarte leu, cum să zice, leu și împarte leu și face cursa la el acasă, la Deva, unde va fi senzațional, fiindcă traseul este unul de mare viteză și foarte spectaculos. După care urmează raliul Iașului în septembrie, unde, să sperăm, după noile reguli, vom face sau vom avea din nou super special la Rupa Galbenă, proaspăt asfaltată zilele astea, cu borduri înalte, ceea ce nu e foarte bine pentru raliu, dar asta e situația. Da, dar care... vedem îndemânarea. Mai da, bun. Corect. Și unde sperăm că vom fi la start, să vedem în ce condiții și în ce formulă și vom încerca să promovăm un brand nou pe care noi îl mai nou îl, să zicem, aducem în România legat de partea de motorsport. Și nu spun mai multe că n-am voie din cauza legii. Gata, am înțeles. E cam filmele alea care n-ai voie să vorbești despre ele până nu se lansează. M-am prins. Un mesaj pentru iubitorii de automoto din Iași despre raliul Iașului de această dată, că la Deva nu știu dacă ajung mulți. Da, este adevărat. La Deva o să ajungă cei din Deva, clar. Și câțiva susținători de ai noștri care și-au anunțat deja prezența. Ce să vă spun? Nu-mi pot eu permite să fac prea multe dedicații sau, nu știu, about raliul Iașului, pentru că din 2014 nu mai suntem în echipa de organizare, pentru că nu mai suntem. Dar vă garantez eu că dacă oamenii vor veni în număr mare, mai ales la super special, va fi interesant de văzut ce se întâmplă acolo, pentru că, repet, suprafața de concurs este una nouă și cred că va fi spectaculos din punct de vedere a glisării pe această suprafață. Sper să nu glisăm mai mult decât permit bordurile. Și cred eu că imaginea Iașului în general și a Râpei Galbene în special va fi una pozitivă dacă va fi multă lume și bănuiesc că transmisia în direct va fi făcută de unul din posturile naționale, nu știu, va aduce un plus de imagine acestui sport în Iași și un plus de imagine a Iașului în general. Pentru cei pasionați cu adevărat de raliu, le recomand proba Dobrovăț în noua ei configurație, pe prima parte a probii Dobrovăț, care se face de foarte aproape de Iași acum, undeva la primul canton de pe drumul Iași-Dobrovăț, în stânga, este o porțiune de 8,5 km de mare viteză cu săritori, unde este exact ca în Finlanda și suprafața de concurs este impecabilă, cu foarte mari degajări pe margine, deci se poate sta la distanță suficient de safe să poți vedea ceva și să nu te pui în pericol. Proba Dobrovăț rămâne, zic eu, una de mare angajament în raliul Iașului și sper ca anul ăsta organizatorul să o promoveze mai tare decât în anii din urmă, având în vedere că anul trecut n-am văzut mai mult de 4-5 mașini de spectatori pe această bucată. A fost și pandemie. Mulțumim tare, tare mult și acum este, din păcate. Și te mai așteptăm la, după întoarcerea de la Deva, de ce nu? Să vedem ce s-a întâmplat acolo. Vă mulțumesc și cu siguranță o să venim să vă spunem ce am făcut acolo. Sper să facem bine, nu rău. Și sper să ne vedem, poate înainte de raliul Iașului, să povestim despre noutăți și despre noile, să zicem, linii pe care le trasăm în programul de conducere defensivă și de pilotaj, pe care le vrem bine promovate în zona Iașului. Așa facem. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că ne-ați stat încă o joi după amiază alături, până săptămâna viitoare, când vă dau din nou întâlnire pentru o nouă ediție Iașul TV, de să auzim numai de bine, să rămâneți negativi și optimiști și, bineînțeles, să aveți o minte aspră și o inimă blândă. Eu sunt Laura Cristiana Culubei, rămâneți alături de Iași TV Live. Pe curând!